Mulțumim Domnului care e bun cu noi. Acest Iisus despre care s-a cântat, știți că are un obiect al căutării Lui. Știți ce caută Domnul Iisus? Fiul omului, ce caută? A venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pierduții pe care îi caută Domnul pot să fie în penitenciar, pot să fie pe stradă, pot să fie în biserică. Pe aceștia îi caută Domnul. Întrebarea este, noi ce căutăm? Căutăm multe lucruri. Vai, câteodată prea multe lucruri căutăm. Însă este un cuvânt în Scriptură, care spune în termeni foarte clar, Matei 6, cu 33, Căutați, căutați cel mai tare și mai mult ce? Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri necesare vi se vor da pe deasupra. Dragii mei, aș vrea în această seară, în câteva cuvinte, să vă chem pe fiecare dintre dumneavoastră să căutăm lucrurile care contează. Din nefericire, noi căutăm prea multe lucruri și unele dintre ele chiar nu contează. Și ne zbatem de dimineața până seara și ne zbatem o viață întreagă ca să le căpătăm. Dar la capăt ne dăm seama că niciunul dintre lucrurile acestea pe care le căutăm în mod asidu nu ne folosesc și nu ne însoțesc și nu ne ajută. Întrebare. De la groapă încolo, CV-ul cuiva mai contează? Dar de la groapă încolo, mașina aia confortabilă mai contează? Nici asta. De la groapă încolo, confortul mai contează? Nici ăsta nu contează. Și tocmai de aceea eu în această seară vreau să vă spun că e datoria noastră să căutăm ceea ce durează. Pe paginile Sfintelor Scripturi avem un personaj negativ, Esau, care a căutat lucrurile acestea vremelnice mai tare decât pe cele care durează. Și a fost gata să. Renunță la dreptul lui de întâi născut pentru un blit de linte. Dragii mei, eu vreau să vă chem în această seară, pe fiecare dintre dumneavoastră, în minutele acestea pe care le avem la dispoziție, să luăm hotărâri înțelepte, să căutăm ceea ce merită să fie căutat. Vedeți, Scriptura ne spune despre om că Dumnezeu a pus în om chiar și gândul veșniciei. E semănat acolo în noi de Dumnezeu prin creație. Știți că tot prin creație Dumnezeu a semănat lucruri și ne-a făcut să căutăm? Să căutăm satisfacția, să căutăm succesul, să căutăm siguranța. Numai că, din nefericire, diavolul vine și lucrurile acestea bune pe care Dumnezeu ne-a programat, dacă vreți, în mod instinctual să le căutăm, să căutăm satisfacția, să căutăm succesul, să căutăm siguranța, vine diavolul și ne spune, stai că-ți spun eu ce-i satisfacția, îți spun eu ce e succesul, îți spun eu ce-i siguranța. Dragii mei, haideți să le luăm pe rând. Pentru că Scriptura spune căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Aceasta trebuie să fie prioritatea noastră. Căutăm satisfacție, fiecare dintre noi, în viață. Toți oamenii caută satisfacție. toți vor să, să aibă satisfacție prin ceea ce fac. Dar din nefericire mulți oameni caută satisfacția aceea care durează tare puțin. Oamenii aceia care caută satisfacția într-un pahar de băutură, cât timp îi ține pe ei satisfacția aceea. Câteva ceasuri, se mai lasă și cu dureri de cap. Cei ce se drogează și ei caută satisfacția și probabil zic ei, am găsit-o, au, wow, ce grozav mă simt, că am luat doza. Și au satisfacție care îi ține câteva ceasuri. Și după aceea necaz. Cei ce trăiesc în mod imoral și caută satisfacții în afara familiei lor, Bieții de ei tot după satisfacții trecătoare se duc. Și după aceea rămâne rușinea și necazul. Toate aceste satisfacții sunt în categoria lucrurilor trecătoare. Însă noi credem că oamenii au fost construiți de Dumnezeu să caute satisfacția Însă, nu orice satisfacție, dacă satisfacția pe care o căutăm este legată de lucruri care trec sau care țin puțin, n-am făcut nimic. Eu vreau să vă chem în seara aceasta. Veniți să căutăm satisfacția. Așa ne-a făcut Dumnezeu, să căutăm satisfacția. Dar ce-ar fi să căutăm satisfacția de a trăi fiecare zi pentru Domnul? Adică să ne trezim dimineața și să zicem, Doamne, astăzi vreau să trăiesc ziua de astăzi pentru tine. Și la capătul zilei să te poți uita înapoi. Și să zici, Doamne, îți mulțumesc că ziua de astăzi am trăit-o pentru Tine. N-aș vrea să credeți că Dumnezeu uh, nu vrea să ne bucurăm de lucrurile din lumea aceasta. Ele pot să fie o binecuvântare pentru noi. Dar dacă noi facem prioritate din ele și nu căutăm mai întâi împărăția, mai întâi satisfacția aceea care durează, să poți la capătul vieții să te uiți înapoi, mie drag Apostolul Pavel. Omul acesta care n-a avut o viață ușoară, s-a întâlnit cu bătaia, s-a întâlnit cu bajocura, a fost defăimat în mod nedrept, au fost vorbe aruncate împotriva lui, a fost disprețuit de mulți. Și totuși la capătul vieții Apostolul Pavel zice așa. S-a uitat înapoi și îi scrie lui Timotei, m-am luptat, lupta cea bună. Mi-am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa. Ei, asta e satisfacție, dragii mei. Satisfacția de a trăi pentru Dumnezeu. Și vreau să vă chem în seara aceasta pe fiecare dintre dumneavoastră. Veniți să înțelegem că nu-i satisfacție mai mare și nimic nu poate satisface cu adevărat sufletul tău decât atunci când înveți să-L cauți pe Dumnezeu și să-ți găsești împlinirea în Dumnezeu. Căutăm succesul. Așa ne-a creat Dumnezeu, să ne placă să avem succes. Însă, dragii mei, dacă viața aceasta este o permanentă alergare după a ajunge mai departe, după a face mai mult. Aș vrea să vă spun că dacă alergăm după mai multul lumii acesteia, vom trăi dezamăgirea mai devreme sau mai târziu. Mă duc aminte aici pe scenă aceasta, a stat odată Alin Jivan, gimnastul acela care astăzi este păstor în București. Și mă duc aminte, am și scris câteva rânduri despre el atunci, omul care a alergat după medalii, a alergat după medalii și la un moment dat a făcut afirmația aceasta, cea mai înaltă treaptă a podiumului este Golgota. Așa mi-a fost de drag să-l aud. Până la urma urmei, adevăratul succes este să-L apuci pe Dumnezeu și să zici, Doamne, vreau să trăiesc viața mea cu Tine. Lucrurile vremelnice vin și trec. Aduceți-vă aminte de ceea ce spunea Domnul. Poți să câștigi multe în lumea aceasta. Poți să câștigi, poate chiar prin absurd zic, chiar lumea întreagă. Dar zice Domnul, ce ar folosi unui om să aibă succesul de a câștiga lumea întreagă dacă își va pierde sufletul? Succesul care ți-aduce satisfacție numai aici pe pământ nu cântărește mult. Îți va da bucurie și împlinire pentru un moment, dar nu ajută la adevărata împlinire a sufletului tău. Să cucerești lumea întreagă, nu de satisfacție. Știți despre Alexandru Macedon se spunea că a cucerit toată lumea cunoscută în vremea lui. Și după aceea a plâns și a zis, îmi pare rău că nu mai am lumi pe care să le cuceresc. Dragul meu, de vrei să cauți satisfacție? caută satisfacția ta în Domnul. Amin. De vrei să cauți succesul, caută succesul de a câștiga lucrurile spirituale, de a câștiga pe Domnul. Siguranța. Toți vrem să avem siguranță. E una dintre nevoile fundamentale ale oamenilor. După piramida lui Maslow, nevoia de siguranță este una nespus de importantă pentru fiecare dintre noi. Și căutăm Căutăm siguranța casei, căutăm siguranța salariului nostru, căutăm siguranța vieții noastre. Fiecare caută siguranța într-un fel anume. Dar vă rog să mă înțelegeți. Adevărata siguranță pe care trebuie să o căutăm, prin ceea ce Dumnezeu a pus în noi, El dorește să căutăm siguranța noastră veșnică. Și asta se găsește într-un singur loc, la Domnul Isus Hristos. Și tocmai de aceea, în seara aceasta, prin cuvintele puține pe care vi le-am pus înainte, vreau să vă chem, căutați ceea ce merită să fie căutat. Căutați împărăția lui Dumnezeu, căutați neprihănirea lui Dumnezeu, căutați lucrurile acestea care pot să-ți dea și satisfacție care nu piere, și succes care nu se termină, și siguranță care nu e amenințată de nimic. Amin. Amin. Veniți să ne ridicăm cu toții. Haideți să cântăm împreună o cântare, să ne închinăm cântând și apoi ne vom închina împreună prin rugăciune. Gândește-te între timp care sunt căutările tale. Vă duceți aminte că în copilărie citeam povești, basme, în care se punea întrebarea asta, dacă ai scăpat peștișorul ăla, te întreabă, spunem care sunt lucrurile pe care ți le dorești cel mai mult, spunem trei dorințe, ia gândește-te ce-ți dorești tu. Eu te întreb astăzi în numele Domnului, te întreb ce cauți tu. Domnul ne cheamă și zice căutați cu prioritate împărăția și veți avea satisfacție, veți avea succes, veți avea siguranță.